Franței Mass Media. Azi e ziua independenței Ucrainei, care de 6 luni luptă pentru menținerea independenței, suveranității și integrității teritoriale. Și în această zi le dorim tuturor cetățenilor ucraineni pace. Ne dorim să revină cât mai repede pacea pe meleagurile țării noastre vecine, astfel ca cetățenii să se poată bucura de bunăstare și prosperitate. Azi, în cadrul ședinței Guvernului, am luat mai multe decizii importante, inclusiv modificări la bugetul public național pentru anul 2022. Modificările au fost impuse de circumstanțele în care se află economia națională și crizele multiple cu care se confruntă populația, instituțiile publice și agenții economice. Am alocat resurse ca să fim solidari cu diferite categorii de cetățeni. În primul rând, suntem alături de familiile cu copii mici. Am crescut alocațiile pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, astfel că fiecare copil va primi o alocație lunară din 1 octombrie 2022 de 1000 de lei. Valoarea totală a alocațiilor va fi de 76,3 milioane de lei. De asemenea, suntem alături de pensionarii cu venituri mici. În rectificarea la bugetul de stat se regăsește și un suport financiar unic în sumă de 1500 de lei beneficiarilor de toate tipurile de pensii și alocații sociale de stat, care sunt sub 5000 de lei. Valoarea totală a acestei măsuri este de aproximativ 1 miliard de lei. Susținem o creștere economică care să fie simțită de cei mai vulnerabili și de aceea transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat în această rectificare bugetară au crescut cu 1,5 miliarde de lei, aproximativ. De asemenea, suntem alături de angajații în sectorul public. Creștem cu 100 de lei valoarea de referință pentru cei care au valoarea de referință 1800 sau 1900, deci aceasta va duce la o creștere salarială similară cu cea din decembrie anul trecut și, în plus, pentru a atenua impactul crizelor și venim cu un ajutor salarial unic excepțional de 3000 de lei, alocat în două tranșe câte 1500 de lei. De asemenea, suntem alături de antreprenori. Îi vom ajuta să continuă să-și dezvolte afacerile și să mențină locurile de muncă. Fondul pentru compensarea creșterii ratelor dobânzilor bancare va constitui 200 de milioane de lei. Vreau să reamintesc că un mecanism există deja pentru aceasta în fondul de subvenționare în agricultură și vom veni în următoarele săptămâni cu un mecanism și pentru ceilalți agenți economici. De asemenea, luăm decizii la timp pentru ca să putem trece cu toții iarna cu bine. Astfel, fondul de reducere a vulnerabilității energetice, care este de fapt un fond de compensații lunare pentru consumul de gaze naturale, energie electrică sau energie termică, a fost suplinit cu jumătate de miliard de lei. Acum, valoarea totală a fondului este de 870 milioane de lei. În același timp, accelerăm investițiile publice pentru a schimba în bine fața fiecărei comunități. Astfel, volumul alocațiilor pentru investiții capitale se majorează cu 419,7 milioane de lei sau cu 15,2%. Pentru a asigura continuitatea lucrărilor de construcție, reconstrucție, se majorează și volumul alocațiilor pentru unele proiecte externe de investiții capitale, cum ar fi proiectul pentru susținerea programului în sectorul drumurilor,
care va fi suplinit cu 682 de milioane de lei, reabilitarea drumurilor locale cu 95 de milioane de lei. De asemenea, vom dedica resurse pentru majorarea fondului rutier și modernizarea infrastructurii posturilor de trecere a frontierei, în special postului Vamal-Sculeni, pentru aceasta vor fi alocate 13,3 milioane de lei, și punctul nou de trecere a frontierei de stat la Leova-Bumbăta. Dar și multe alte investiții despre care veți afla atât din comunicarea de astăzi, cât și din comunicatele oficiale ale Guvernului. Va veni domnul Budeanski, domnul ministru al finanțelor, cu detalii adiționale referitor la parametrii bugetari, dar vreau să menționez că toate aceste modificări și majorări de bugete au fost posibile inclusiv datorită suportului bugetar acordat Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, de Guvernul României, Guvernul Germaniei și alți parteneri de dezvoltare, care au venit cu suport direct bugetului atât în, prin intermediul granturilor, sumelor nerambursabile, cât și împrumuturi în termen concesional. Suportul bugetar nerambursabil, care vine direct în buget și iată se regăsește în aceste cheltuieli bugetare, constituie în totalitate, după aceste rectificări, 3 miliarde de lei. Vă mulțumesc, domnule Budeanski, vă rog să ne dați detalii. Mulțumesc, doamna prim-ministru, bună ziua. Eu aș vrea să reamintesc că noi totuși suntem într-o perioadă de criză, suntem într-o perioadă în care evoluțiile economice au tendințe deocamdată negative. Și odată cu reevaluarea situației macroeconomice, a fost necesar de revizuit cadrul de resurse, de asemenea și în consecință și cheltuielile. O altă cauză este însăși executarea bugetului pentru anul 2022, care de asemenea a avut de suportat careva modificări față de ceea ce a fost planificat la începutul anului și, și prin rectificarea din primăvară. Însă și de asemenea noile riscuri care au fost identificate pe parcursul acestui jumate de an sau puțin mai mult. Astfel, pe de o parte, noi am venit cu modificarea cheltuielilor, însă și cu anumite măsuri pentru gestiunea eventualelor riscuri, în special pe partea ce ține de cheltuieli energetice, însă și alte situații de risc. Astfel, noi parametri de buget au fost bazați pe o creștere zero a produsului intern brut, pe o inflație de 33,8% și pe o diminuare a veniturilor salariale sau a creșterii veniturilor salariale, care la început era prognozată la 15,6%, acum se estimează că salariile vor crește în termen nominal cu 13%. Toți acești parametri au influențat și veniturile la ziua de azi, însă și tendința veniturilor pentru următoarele luni. Totodată este nevoie de menționat că avem venituri din taxe și impozite, eu aș spune la momentul dat, suficient de bune. Și după cum a spus și doamna prim-ministru, avem și încasări din granturi semnificative care ne-a permis să modificăm la acest capitol cu 53% indicatorul precedent. Astfel, veniturile la bugetul public național se estimează la 89,6 miliarde lei, cu o creștere de 5,6 miliarde lei sau cu o creștere de 6,7%.
Pentru cheltuieli, ne așteptăm la cheltuieli de 106,8 miliarde lei, cu o majorare de 3 miliarde lei sau cu 2,9% față de indicatorii stabiliți anterior. Reieșind din acești indicatori, s-a putut diminua deficitul pentru anul 2022 de la 7,2% din produsul intern brut cât a fost planificat la început, la 6,2%. Eu vorbesc acum de deficitul pe bugetul public național, la 6,2%. În termeni nominali fiind 17,2 miliarde de lei. Pentru bugetul de stat, aceiași parametri sunt la venituri 58 de miliarde de lei, înregistrând o creștere cu 5,3 miliarde de lei sau cu 10%. Și aceste 10% se datorează creșterii, după cum am spus, în taxe și impozite, cu circa 7,4% și, de asemenea, pe creșterea pe granturi. Pentru cheltuieli, se prevede cheltuieli de 75,2 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 3,1 miliarde de lei și o creștere în termeni procentuali de 4,3%. Din cadrul acesta de creștere, 1,3 miliarde de lei merg prin transferuri la celelalte bugete pentru susținerea măsurilor implementate de bugetele respective, iar 1,8 miliarde vor fi implementate de către autoritățile publice centrale nemijlocite din bugetul de stat. În aspect funcțional, aș putea să menționez că principalele creșteri sunt la protecția socială de 10%, la serviciile de stat cu destinație generală 8,3% și serviciile din domeniul economic cu 9,5%. În contextul gestiunii crizelor și consolidării capacității de reacție în situații de criză, am venit cu suplinirea fondului de urgență cu 670 de milioane de lei. Astfel, per total, anul 2022 acesta este de 3 miliarde de lei, dar trebuie să ținem cont că deja o parte din această sumă s-a cheltuit, aproximativ. Deci o să rămână vreo 1,5 miliarde încă pentru perioada până la sfârșitul anului, nedistribuită din fondurile de urgență. De asemenea, datorită sau din cauza că unele proiecte de finanțare din surse externe au mers mai bine, altele au mers mai puțin bine, sau au fost careva dificultăți în implementarea acestora, pe proiectele finanțate din surse externe s-a venit cu o modificare și per total aici sunt o diminuare de 527,9 milioane lei față de nivelul aprobat, dar trebuie să menționez că grosul la această modificare vine din două proiecte legate de COVID, ambele, una de 447 milioane de lei și altul de 457 milioane de lei, care a evoluat, să spunem așa, ca obiectiv și acum este transferat pentru anul 2023. Deficitul pentru bugetul de stat este 6,1% din PIB, de asemenea este o diminuare față de ceea ce a fost aprobat anterior, cu aproximativ 1,1 puncte procentuale, ceea ce, desigur, îmbunătățește spațiul nostru de împrumutare pentru anii viitori și, în consecință, și datoria de stat se diminuează ca pondere din PIB de la, care ne așteptăm la sfârșitul anului 2022 să fie 36,1%
sau cu 1,2 puncte procentuale mai puțin decât a fost aprobat la ultima rectificare. Acestea sunt parametri generali și, să spunem, abordările și tendințele generale care au fost luate în calcul la elaborarea modificărilor pentru bugetul 2022. Dacă aveți întrebări, vă rog. Doamna premier, Victor Ursu de la Bani Media. Vreau să vă întreb cu reorganizarea Poștei Moldovei, ce se întâmplă? O să rămână angajații pe drumuri? Care până la urmă explicația? Explicația la ce? La reorganizarea Poștei Moldovei. Deci ca și orice întreprindere de stat, Poșta Moldovei are obiectivul să livreze servicii la un preț cât mai bun. De aceea, reorganizarea este menită să îmbunătățească eficiența serviciilor poștale. Alte detalii le puteți afla de la întreprinderea de stat. Păi o să fie dați afară angajați sau cum, cu ce o să se întâmple? Deci are loc o reorganizare și ca și în orice reorganizare se produc anumite modificări. Cum anume vor avea loc, vă rog să vă adresați la Poșta Moldovei. Care era explicat domnule ministru al finanțelor, vreau să vă întreb, de la sănătate s-a tăiat practic 1 miliard și s-a realocat la susținerea populației pentru perioada rece a anului. Vreau să vă întreb, a dispărut cumva COVID-ul sau care e explicația până la urmă că s-a redus cu 1 miliard la sănătate publică? Deci eu am atras atenție că, de fapt, nu s-au redistribuit banii de la sănătate la altceva, dar s-a transferat aceste două proiecte pe COVID, care sunt aproximativ 900 și ceva de milioane de lei, care au fost transferate de pe anul 2022 pe 2023. Deci resursele destinate sănătății rămân la sănătate și rămân pentru anul 2023. Tot aceea ce a avut nevoie până la moment Ministerul Sănătății din aceste proiecte cu finanțare externă au avut posibilitate să deburseze banii respectivi. Aceste contracte sunt din anii precedenți. Deci erau funcționale. Deci ca să... Mihaela Tabarcea, ProTV. Doamna Gavrilița, Moldova Gaz a anunțat că nu are bani pentru a plăti avansul pentru luna august, dar și septembrie. Vadim Ceban cere de la guvern ajutor în sumă de 15 milioane de dolari. Vreau să vă întreb dacă guvernul va da curs acestei solicitări. Noi analizăm ca în fiecare lună cum procedăm pentru ca, pe de o parte, să vegem felul în care se cheltuie banul public și, pe de altă parte, să asigurăm aprovizionarea țării cu gaze naturale. Dar în privința solicitării care... O să o examinăm și o să vedem. Și în privința restructurărilor de la Poșta Moldovei, mai mulți angajați au spus că vor fi demiși și ei au expediat o scrisoare către guvern prin care cer ca restructurarea să fie oprită. Vreau să știu dacă a ajuns această scrisoare la guvern și care este comentariul. Încă nu am văzut această scrisoare, dar vreau să repet că este o reorganizare prin care trebuie să ne asigurăm că întreprinderea livrează servicii eficiente, calitative, la cel mai bun preț pentru cetățean. Și a fost o conferință de presă pe această temă ieri. O să văd care este conținutul scrisorii și o să revenim în dependență de acest conținut. Acum câteva zile, șefa statului Maia Sandu s-a declarat nemulțumită de activitatea unor miniștri și a spus că dacă ar fi premier, ar face unele remanieri. Vreau să vă întreb dacă aveți în plan remanieri în viitorul apropiat și la ce ministere? Mulțumesc! Am răspuns la asemenea întrebări pe tot parcursul primului an de mandat. Într-adevăr, am spus și eu anterior că un an de zile este o perioadă deja suficient de mare pentru a face anumite evaluări. Sunt domenii în care avem profesioniști, dar care poate se mișcă mai încet pentru perioada de criză în care ne aflăm.
și atunci când vom fi gata să anunțăm anumite rămânieri, o vom face în ordinea stabilită. Dar care sunt ministerele care se mișcă mai încet? Atunci când o să fim gata să comunicăm pe această temă, o să venim la dumneavoastră cu detalii. Bună ziua, Sergiu Gurdeș, Televiziunea Prime. Vrem unele precizări referitor la toate aceste rectificări bugetare. Să înțelegem, sunt domenii de la care sunt luați bani și mutați în altă parte sau toți acești bani sunt de la parteneri externi, ca să înțelegem puțin. Deci, ca să răspund eu simplu, domnul ministru, în fiecare an, la mijloc de an, la sfârșit de an, se face o rectificare bugetară pentru ca bugetul să fie ajustat la rigorile zilei. Deci, pe de o parte, avem incasări din taxe și impozite mai mari decât au fost planificate la începutul anului. Pe de altă parte, cum a spus și domnul ministru, avem granturi mai multe. Aceasta ne permite să facem două lucruri. Să creștem cheltuielile pe anumite articole de cheltuieli și să reducem deficitul bugetar și datoria externă. Toate aceste ajustări, de fapt, se fac și cu o analiză cât de bine executăm anumite programe, cât de repede cheltuim anumite resurse, care sunt riscurile pe care le vedem, de exemplu, pentru perioada rece a anului și aranjăm aceste resurse într-un fel care să fie cât mai aproape de oameni în această perioadă dificilă și am spus deja despre anumite programe cu care venim, pe care ni le putem permite, chiar dacă analizele macroeconomice arată că vom avea stagnare, deci nu vom avea creștere, vom avea zero. Oricum, veniturile au crescut, intrările de granturi au crescut și vom veni cu aceste programe și pentru familii cu copii mici, pentru angajați în sectorul bugetar, pentru pensionarii cu venituri mici, pentru agenții economici și pentru a menține investițiile publice, pentru ca să avem localități în care oamenii să vrea să rămână și să trăiască. Dacă îmi permiteți să completez. Deci, nu au fost tăiate sau oprite cheltuieli pe programele care se implementau și era perspectiva să se finalizeze până la sfârșitul anului. Deci, toate acele reduceri pe anumite programe au fost exclusiv din capacitatea de implementare a acestor programe și nici de cum pentru a reduce ceva să redistribuim pentru alte programe. Datorită anume suportului extern, granturilor, însă și veniturilor care sunt mai mari decât le-am planificat, am avut acest spațiu mai mare, această resurse adiționale, care au fost alocate pentru măsuri noi, dar și pentru cele care deja au fost angajate, dar au fost suplinite. Deci nu au existat reduceri de programe cu scopul de a redistribui la alt program. Mulțumesc. Ieri în unele surse mass media au apărut informații, această grupare de hackeri, da, anunță că va ataca anumite site-uri guvernamentale de la noi, le va stopa practic pe anumite perioade de timp. Vrem să mă întrebăm dacă există vreun pericol și dacă sunt luate în calcul astfel de scenarii, dacă aveți informații. Într-adevăr, în ultima perioadă vedem elemente hibride în derulare în Republica Moldova. Mă refer aici și la acele alerte cu bombă și la amenințări de atacuri cibernetice. Au fost mai multe atacuri cibernetice în ultima perioadă. Am văzut și ieri această amenințare și, într-adevăr, am avut un val de atacuri la care facem față cu sursele proprii. Continuăm să veghem asupra acestui domeniu și să întreprindem măsurile necesare pentru ca toate instituțiile publice să fie funcționale. Da, au fost mai multe instituții guvernamentale au fost ținta atacului sau atacurilor și ați văzut, nu am avut întreruperi în
furnizarea serviciilor. Avem mai multe măsuri pentru fortificarea rezilienței în acest domeniu, pe care le întreprindem de mai multe săptămâni și pe care, evident, vom continua să le întreprindem în viitor. Portalul Politic Media. Spuneți-ne, doamna Gavriliță, cum vedeți dumneavoastră încercarea Guvernului de a crea această verigă de secretari general adjunți? Care ar fi costurile totale acestei măsuri pe fondul, totuși, unui buget auster? Statul își propune pe undeva optimizări. Ce va da, până la urmă, crearea acestei verigi de secretar general de stat în guvern? Cu ce se vor ocupa acești oameni? Deci este vorba despre o decizie care a fost adoptată astăzi în ședința guvernului, crearea posibilității ministerelor să instituie funcția de secretar general adjunct pe afaceri europene. Am devenit țară candidat la Uniunea Europeană și sperăm în foarte scurt timp să începem negocierile pe 33 de capitole de aderare. Până atunci avem de muncit pe anumite reforme despre care am vorbit în spațiul public, în special reforma justiției, reforma de bună guvernare în instituțiile publice, trebuie să sporim capacitățile, să facem reforma administrativă. Deci sunt mai multe lucruri asupra cărora trebuie să muncim ca să ajungem la standardele europene de viață și să ajustăm legislația noastră la acquis-ul comunitar. În acest sens, noi vom face ceea ce au făcut țările din Europa Centrală și de Est atunci când au trecut prin procesul de aderare și vom spori capacitățile autorităților publice de a introduce sau a elabora politici publice și a ajusta legislația la legislația europeană, acquis-ul comunitar. În privința deciziilor luate astăzi, am estimat că anumite modificări care țin nu doar de secretarii generali adjuncți pentru afaceri europene, dar țin și de instituirea unor poziții în cabinetele miniștrilor și reorganizarea direcțiilor de coordonare a politicilor și afaceri europene, care vor primi competențe în coordonarea agendei de integrare europeană. Deci toate aceste modificări împreună sunt estimate la aproximativ 44 de milioane de lei. Vreau să reamintesc că este o prioritate pentru noi ca să ancorăm țara în lumea liberă, în lumea Uniunii Europene, în familia europeană, unde aderăm foarte clar la valori de dreptate, ordine, justiție, bună guvernare, combaterea corupției, libertatea individuală, respectarea drepturilor omului și aducerea prosperității pentru fiecare cetățean. Dar cum se va reuși suplinirea acestor posturi în condițiile în care în mai multe ministere nu există suplinite posturile de secretar de stat, există deficiențe de cadre? Care ar fi motivația guvernului să aducem acești oameni? Trebuie să discutăm nuanțat despre suplinirea posturilor, pentru că este un lucru să suplinești un post de secretar adjunct pentru afaceri europene, unde sunt necesare anumite abilități, există oportunitatea de a participa la un proces important de transformare și dezvoltare a Republicii Moldova și posturi obișnuite unde poate fie este nevoie de anumite capacități specifice, fie sunt la nivel mai jos. De aceea, evident că fiecare minister, în primul rând, va face evaluarea dacă are nevoie de un asemenea post sau nu, pentru că aceste posturi sunt create ca o posibilitate și nu o obligativitate. Sunt domenii, de exemplu, în domeniul economiei avem 5 capitole de negociat, domeniul siguranței alimentelor este unul foarte important, drepturilor de autor. Deci sunt domenii unde
asemenea funcții sunt necesare și fiecare conducător va decide cum va fi suplinită această funcție. Și o întrebare pentru domnul Budeanschi. Ce va da această suplinire, nu suplinire, dar reducerea cadrelor în fisc? Inspectoratul Fiscal de Stat, ați spus că vorbim de 100 de, peste 100, da, de unități. Ce va da asta pentru eficiența fiscului? Desigur, în primul rând, acesta este primul pas pentru a ajusta numărul de personal la necesitățile pentru a promova și a implementa politicile de taxare, de impozitare în Republica Moldova, în instituțiile în care guvernul are agenții de control. Noi trebuie mai mult să ținem cont de faptul că controlul total nu este cea mai bună cale. Aici este o cale cu mult mai bună, bazată pe riscuri, și cu cât mai bine sunt identificate cele riscuri, cu atât mai bine poți, cu personal și cu resurse mai mici, să atingi rezultate chiar mai bune decât acele care noi le avem ziua de astăzi. Serviciul Fiscal este în proces de a modifica abordările ceea ce ține de administrare fiscală și aceasta creează un spațiu mai mare bugetar pentru alte cheltuieli. Dar, încă o dată, noi nu vedem o reducere a personalului în detrimentul eficienței și eficacității activității instituțiilor. Da, și încă o întrebare legată de unele capitole de finanțare. Există în proiectul acestei rectificări câteva nuanțe legate de renunțarea la anumite finanțări, poate să ne explicați, legate de deșeurile solide. De asemenea, există o pauză legată de penitenciarul, legat de penitenciarul în afara Chișinăului. Renunțați până la urmă la aceste proiecte sau nu? Nu. Deci, pe proiectul de gestiune deșeurilor solide, de asemenea, el este amânat pentru anul viitor. Este în proces de desfășurare, dar etapa de desfășurare nu a ajuns încă la implementare. Din această cauză a fost această necesitate de a transfera resursele pentru anul viitor. Aceasta este vorba de undeva 100 de milioane, dacă eu corect țin minte. Și, de asemenea, cu penitenciarul. Penitenciarul, acest proiect a rămas în vigoare, el urmează să fie implementat. Dumneavoastră cunoașteți că au fost mari dificultăți pe implementarea lui, care au venit din capacitatea instituției de a implementa acest proiect pe parcursul la mai mulți ani. Acele chestiuni, să spunem, pur birocratice care au existat inițial pentru formarea echipei de management acestui proiect au fost înlăturate, dar nici în aceste condiții deocamdată nu s-a reușit formarea acestei echipe de management a proiectului. De aia, acum, Ministerul Justiției este în căutarea unei forme mai bune de a pune acest proiect în sarcina unei instituții existente deja sau creierii unei noi, pentru a totuși a finaliza cu succes acest proiect. El nu s-a renunțat la el, el rămâne pentru... Doamna, vreți o întrebare? Vă mulțumesc! O zi bună!